La cutiile de viteze de tipul CVT există mitul că nu se schimbă. Acest mit l-am găsit sau auzit de multe ori chiar și la mașinile asiatice și au multe cutii de viteze CVT. Există cutii CVT și pe mașini europene, nu doar pe mașini asiatice. Dar vom vedea în aceste minute diferența între câteva produse pentru cutia de viteze. Aici avem uleiul italian de CVT, ulei nou. Uleiul italian de CVT uzat, ce l-am scos dintr-o mașină. Este o probă furnizată de la un om ce a folosit acest ulei italian și a făcut o revizie. Iar ăsta este produsul Ravenol. Dar rezultate comparabile din ce am văzut din mai multe probe sunt și la Manol. Numai că Manolul este extraordinar de ieftin, foarte ieftin. Dar acum o să vedem cum se prezintă situația la toate trei. Sticle noi la toate. Ăsta de ulei uzat italian, aici am puțin ciublit că din greșeală mi s-a spart asta. Când am pus aici în stativ, nu știu cum am pus-o și i-am ciublit asta. Dar asta mai puțin are importanță și am lăsat pentru cel uzat. De aici puțin ciublit. La nivel sunt la fel. Toate. Aici avem probele de ulei uzat la uleiul italian și la Ravenol, dar, cum ziceam, și Manolul sau alte uleiuri germane, gen Liqui Moly sau altele, au cam aceleași rezultate. Înainte de răsturna sticluțele, le vedem pe astea uzate, să le comparăm cu celelalte. Deci, ăsta este Ravenol ulei uzat, așa arată, mă șterg pe mână, odată. Ăsta este italianul uzat, este aici puțin murdar, nu mai este ca nou. Mă șterg pe mână. Și acum ne uităm la astea. Se iau mânușa că încă arde. Uite cum ridicăm sus. Italianul. Uzatul italian. Normal că a mai scăzut puțin față de cel nou. A fost folosit odată. Și Ravenolul. Uite-te la distanțe. Deci ăsta a scăzut puțin, că este normal să scadă. Ăsta a scăzut mai mult pentru că era deja uzat și trebuia să scadă puțin mai mult decât ăsta, logic. Dar Ravenolul a scăzut chiar mai mult decât cel uzat. Ăsta pachetul uzat. Asta înseamnă că este mai slab decât ai face odată schimbul cu acest ulei italian sau altul de calitate similară și se vede foarte clar de ce. Dar acum vom vărsa sticlele. Pachelo dus la temperaturi ridicate. Este puțin afumat aici. De atâta căldură. Îl vărsăm în sticla asta. Vedem, încă nu este zmoală, nu este negru. Și asta confirmă încă o dată că nu este diferență mare față de acest ulei. Uite-l vărs aici, separat. Și vezi că are cam aceeași culoare. De-aia le spun eu la unii că are legătură ce fac aici, deși n-am dotări scumpe. Pentru că ăsta este cel uzat, ăsta ce l-am încălzit eu. Diferență foarte mică între ele. Același ulei. Sticluța e aici. Ne putem uita la ea. Dacă o șterg bine și o curăț cu ulei nou, o clătesc. Asta o mai pot folosi odată, că arată foarte bine. Uite la fundul ei. Și ne uităm și la interior. Arată foarte bine.
Deci am mai salvat și de data asta încă o eprubetă. Ăsta, uleiul Pachelo uzat, care l-am mai călzit odată, să vedem diferența față de Ravenol, îl vărsăm aici. S-a mai negrit puțin, e logic, pentru că este deja uzat și l-am încălzit eu încă o dată. Și uite aici cum arată. Aici s-a pătat, s-a murdărit mai mult sticla, pentru că era deja uzat. Nu mai aveam nevoie să fac proba asta. E o probă nebunească, dacă ai putea zice, dar eu am făcut-o ca demonstrație să vezi că chiar și așa, cu ulei uzat și a fost folosit odată, sunt rezultate comparabile chiar mai bune decât Ravenolul nou. Și uite-te la sticlă. Cât de afumat este. Și ăsta este uleiul nou. Iar la cantitate, cât de puțin a rămas. Și vom vărsa aici în colțișorul ăsta, să vezi culoarea. Așa, să curgă. Uite ce culoare are. Deci, ajunge mai zmoală, mai negru, mai murdar decât a avut să eu pe ăsta. Și le mai iau o dată pe deget, chiar dacă mai mă spuiesc o dată. Ravenolul, iată-l cum arată, uzat, și ăsta, Pachelo uzat, care l-am încălzit încă o dată. Arată mai bine ăsta decât ăsta. E o diferență de culoare. Aceste rezultate pot să fie comparabile și cu alte uleiuri germane low cost sau slab calitative. Nu este neapărat vorba de Ravenol. Asta nu o mai folosesc, că n-are sens, e prea murdară. Dar, cum ziceam, asta este ulei uzat, Pachelo, și nu este uleiul nou. Aia de ulei nou e ok, Ravenol iar trebuie să o arunc, că arată foarte murdar. Așa arată sticla de Ravenol. Uite-te la ea cât e de împuțită. E și sus, și jos, și jos de tot. Asta nu am ce să mai fac cu ea. Și uite-te la interior. Este chiar mai murdară și arată mai rău decât asta de am avut eu Pachelo uzat. Asta este afumată și murdară doar în partea asta. Dar sus, dacă o curăț puțin, e destul de ok. Asta nu înțeleg mulți, că nu poți să ai produse de calitate la prețuri low cost, pentru că Ravenol este în realitate ulei low cost, numai că este umflat de alte chestii de se vinde la prețul din prezent. Am zis în clip că Ravenol sau echivalent aproape orice altă marcă germană, pentru că foarte multe mărci germane au pentru cutii de viteze uleiuri făcute să fie foarte ieftine, nu super performante. De exemplu, am auzit uneori expresia sau fraza că Ravenolul produce pentru ZF, este de fapt același ulei. Însă nu este treaba noastră sau dacă este așa sau nu. În realitate, asta nu ne interesează, ci ne interesează cum se prezintă la performanță, dincolo de numele firmei, numele mărcii. Rezultate similare, comparabile, sunt și la Liqui Moly, și la Manol sau oricare alte mărci germane. Există și câteva mărci germane, într-adevăr, ce sunt de performanță, dar alea de obicei nu au reclame și o parte din ele sunt ambalate la cutii metalice, nu sunt la bidoane de plastic. Întâmplarea a făcut ca să am și câțiva agenți sau foști agenți de vânzări ce vindeau și Ravenol, dar în mașinile lor cu cutii automate nu foloseau aceste produse, ci vroiau ceva de performanță mai ridicată. Sincer, dacă vrei 100% o marcă germană, măcar o iei pe cea mai ieftină, iei Manol.
că nu prea există nicio diferență față de Manol. După părerea mea, Ravenol și Ricky Moly au calitate similară și ele sunt vândute mai mult de reclame și marketing decât de calitatea produsului respectiv. Singura problemă este că foarte multe servisuri ce se ocupă cu revizii la cutii automate nu acceptă omul, nu acceptă clientul cu produsele lui. Ce treabă ai tu cu omul dacă ăla vrea să-și pună X marcă sau Y și nu vrea marca pe care o pune acel mecanic sau acel service? Este mașina lui. Practic, poate să pună ce vrea el. Dar să pui ceva ce zici că sunt de calitate, ca apoi omul să aibă probleme, nu cred că este o alegere bună. Cel mai recent caz l-am avut odată cu cineva care îi cerea un service aproape de 2600-2700 de lei. Preț cu manoperă cu tot. Toate produsele pentru acea mașină nu valorau nici măcar 14 sau 15 milioane. 1400-1500 de lei. Asta înseamnă că manopera era de minim 1000 de lei. Dacă luăm în considerare și ce produse a folosit, că folosea ceva low cost, super ieftin, profitul serviciului se ridica la aproape 1500 de lei. Aceste sume fac invidioși chiar și medicii chirurgi sau neurochirurgi de fac operații pe creier. Nici aia nu câștigă în timp așa de scurt atât de mulți bani. Problema nu este neapărat de bani sau cât câștigă, ci că mașinile cu revizii făcute la mișto pe viitor o să aibă probleme, probleme ce vor fi reparate tot din buzunarul proprietarului, nu din buzunarul serviciului. Recomandarea mea este, dacă ai o cutie de viteze automată de tipul CVT sau alt tip de cutie de viteze, întreabă prima dată cât mă costă manopera. Întreabă la service cât costă manopera și piesele este problema ta, cât costă sau ce produse bagi în ea. Practic este mașina ta și trebuie să ai opțiunea de a alege mai multe produse. La oameni eu le ofer mai multe variante. Zic piese OEM, parte de filtru, garnituri și tot ce trebuie de consumabile, aftermarket sau uleiuri low cost, uleiuri premium, ori high-end sau racing. De care vrei, de alea ei. Practic, omul alege singur ce vrea. Nu-i băgăm pe gât ia asta sau ia cealaltă. Dacă aceste informații ți-au fost de folos sau consider că te-au ajutat cu ceva, poți să dai un like, subscribe și scrie părerea ta în comentarii. În caz că ai vreodată necazuri sau probleme ori ai nevoie de ajutor, ne poți contacta la numărul de telefon din descriere.